Doamna Vicepremier, la ședința de astăzi sunt prezenți un număr de 21 de consilieri, ședința fiind actă legal constituită. Mulțumesc. Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 21 octombrie. Cine este pentru, domnul consilier? Împotriva abține, 21 pentru, doamna Vicepremier. Pe ordinea de zi a ședinței de astăzi avem 26 de proiecte, peste ordinea de zi un proiect. Se retrag proiectele cu numărul 2 și numărul 25 ale ordinii de zi. Pentru buna desfășurare a ședinței, propun ca proiectul 1 de peste ordinea de zi să fie discutat înaintea proiectului cu numărul 26. Supunem la vot ordinea de zi modificată a ședinței. Cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă? Abține, 21 de voturi pentru. Mulțumim. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri proprii în 2018. Avizul comisiilor, Comisia de Mediu, Comisia de Urbanism, Comisia de Cultură, Comisia de Buget și Comisia Juridică. Dacă sunt discuții, este nevoie de o nouă intervenție din partea domniei. Vă rog, doamna. Un amendament o să trebuiască să mai facem de materialul care îl aveți. Astăzi am primit de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice o adresă prin care mi se retrage 1.155.000 de la sume din TVA pentru cheltuieli descentralizate. Și anume de la salariile însoțitorilor persoane cu handicap și indemnizații persoane cu handicap. Este o economie, deci noi nu o să utilizăm banii ăștia. Noi am comunicat ieri că avem disponibil în jur de 3 milioane și astăzi ne-a retras 1.255.000 pentru alte primării care... Da. Dacă mai sunt intervenții din partea dumneavoastră, domnul consilier, dacă nu supunem la vot. Cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă? Abține? Două neparticipări la vot. Hotărârea a fost adoptată, doamnă. Proiectul numărul 2 este retras. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren aparținând domeniului privat al municipiului Bârlad. Avizul comisiilor, Comisia de Urbanism, aviz favorabil. Comisia de Buget, aviz favorabil. Și Comisia Juridică. Favorabil. Dacă sunt discuții din partea dumneavoastră, vă rog, domnul consilier Răducanu. Mi se pare un proiect extraordinar din toată și o să citesc din articolul din articole care mă interesează și care tot interesează toți cetățenii. Și anume, punerea în legalitate a balconelor construite ilegal. Cea mai mare satisfacție pentru noi ca și consilier și mai ales pentru executiv, pentru că pune în legalitate aceste construcții care au fost construite ilegal. Mi se pare o chestiune excepțională. O a doua chestiune foarte importantă, se aprobă închirierea legislației unor suprafețe pentru destinate activităților comerciale, profesiuni liberale, servicii, etc. Iarăși un articol excepțional care se referă la faptul că dă voi reprezentorilor să-și desfășoare activități private, ceea ce creează locuri de muncă și alte chestiuni de acest. Social-democrat, suntem de acord și noi cu sprijinirea mediului privat, și de aceea apreciem în aceeași măsură ca și dumneavoastră, domnul Ridarac, faptul că se desfășoară asemenea activități. Dacă dați voi. În urma discuțiilor purtate cu consilierii din ambele formațiuni politice, dar și cu domnul consilier independent, am ajuns la concluzia că în anumite situații trebuie să ne adunăm la mijloc. Nici prea mult la dreapta, nici prea mult la stânga, mai spre mijloc. Ceea ce a rezultat, vedeți sub noastră. Mulțumim. Dacă mai este cineva care are ceva de adăugat, dacă nu, supunem la vot. Votăm, domnilor consilieri, cine este pentru adoptarea acestui punct. Împotrivă, abținem 21 de voturi pentru doamna Mulțumim. Prin trecerea din domeniul public al municipiului Bârlad, domeniul privat al municipiului Bârlad, a unor imobile. Avizul comisiilor, Comisia de Urbanism, aviz favorabil. Comisia de Buget, aviz favorabil, vă exigeți punctul 17 din Comisia Juridică? Favorabil. Dar noi sunt o precizare. Dar noi s-a supus în totalitate și a obținut un lucru. Deci a trecut fără pe Comisia. Am înțeles. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră,
Domnul consilier Gâdea, vă rog. În raport cu propunerile comisiei, logica și pe care le-am făcut cu toții de vara asta, într-adevăr, duce la o realitate și nu putem evita acest proiect să nu reacționeze. Ceea ce colegii noștri au meditat și, într-adevăr, astăzi e un lucru bun, mai ales că ceea ce ne bucură pe masa asta, să dăm un gol de respect, poate fi înaintea și în rând. Da, vă mulțumim. Supunem la vot. Dacă nu mai sunt intervenții din partea dumneavoastră, vă rog. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă? Abțineri, 21 de voturi pentru, domnul vice. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea unor poziții din inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bârlad, adresat prin hotărârea de guvern numărul 1361 din 2001, anexa numărul 3. Avizul comisiilor. Comisia de urbanism. Aviz favorabil. Comisia de buget. Aviz favorabil. Comisia juridică. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă, abține, 28 de Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului dezvoltarea capacității administrative a municipiului Bârlad și a cheltuielilor legate de proiect. Avizul comisiilor. Comisia de urbanism. Aviz favorabil. Comisia de cultură. Aviz favorabil. Comisia de buget. Aviz favorabil. Și comisia juridică. Favorabil. Dacă sunt discuții din partea dumneavoastră, dacă nu supunem la vot. Cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă, abține, 21 de voturi pentru, domnul consilier. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea de APPC Bârlad. Asociație de teren de 89.308 metri pătrați, aparținând privat aluat de Bârlad, înscrisă în cartea funciară numărul 77665 Bârlad, amplasat în intrabilanul municipiului Bârlad, scara Georgenescu, fără numărul de Vaslui. Avizul comisiilor. Comisia de mediu. Aviz favorabil. Comisia de urbanism. Aviz favorabil. Comisia de buget. Aviz favorabil. Și comisia juridică. Favorabil. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, vă rog, domnul consilier Răpan. Având în vedere solicitările din partea domnului director, sunt foarte bune solicitări, noi am fost de acord. Dar cu un ori întrebare, știm că domnul director se află în preaviz și a depus demisia. Ce face cu aceste propuneri? Le propune doar și până le lasă așa? Sau ce are din să facă? Poate să răzgândește până așa. Să aibă de treabă, de muncă, i-am dat atâtea. Nimeni nu este din mers. În măsul, da. Cred că nu are de lucru care știe că vine după dumneavoastră și dea încărcă aceste. Dacă domnul director vrea să formuleze un răspuns la această întrebare. Nu depinde de o anumită persoană. Ea trebuie să funcționeze ca și instituție și va funcționa în continuare. Dacă proiectele vor fi bune, vor fi duse la lucru. De mine sau de alte persoane, pentru că nimeni nu trebuie să țină de un scaun sau de sau poate te reprinde și vă mulțumim. Dacă mai sunt intervenții din partea dumneavoastră, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă? Abțineri? Două neparticipări la vot. Hotărârea a fost adoptată. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea articolului 1 din HCLM Bârlad numărul 301 din 26 septembrie 2018, privind stabilirea destinației pentru un teren neproductiv cu suprafață de 21.576 de metri pătrați, situat în strada Metalurgiei, aparținând domeniului privat al municipiului Bârlad. Avizul comisiilor. Comisia de mediu. Aviz favorabil. Comisia de urbanism. Aviz favorabil. Comisia de buget. Aviz favorabil. Și comisia juridică. Favorabil. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, vă rog, domnul consilier Tăbireasa. Nu puteam decât să salutăm această inițiativă a domnului primar, să știe că ne luptăm de multă vreme cu această problemă de depozitării dunarelor și a deșeurilor. Este o inițiativă extraordinară din punctul nostru de vedere și cred că trebuie să o susținem. Mulțumesc! Da. Dacă mai sunt intervenții, discuții, dacă nu, vă rog să-l supun la loc. Cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă, abține, 21 de voturi pentru, doamna Pulce. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor străzi ce aparțin domeniului public al municipiului Bârlad,
Locală de Drumuri și Poduri Raizele SA. Comisiile de Urbanism? Aviz favorabil. Comisia de Buget? Aviz favorabil. Comisia Juridică? Favorabil. Dacă sunt discuții din partea dumneavoastră? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă? Abține? 21 de voturi pentru. Mulțumesc. Numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță ai Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare din municipiul Bârlad, prestat de SECE Acuavase Savas-Lui, sucursala Bârlad, pentru anul 2017. Avizul comisiilor, Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Favorabil. Dacă sunt discuții din partea dumneavoastră, vă rog, domnul consilier, să vă acum sunt indicatorii și am întrebat de un doamnă trebuie să-mi duream, am înțeles că dumneavoastră este o fază de realizare sau de propunerea acestei documentații, care de altfel este aceeași și de anul trecut și similară și acum 2-3 ani. La indicatorii de performanță garantați pentru sistemul de alimentare cu apă, pierderea de apă în rețea exprimată ca raport între cantitatea de apă furnizată și cea intrată în sistem, valoarea maximă admisă potrivit regulamentului, este în continuare 57%. Adică ne asumăm pierderi în condițiile în care curtea de conturi pentru adresă din 19.05.2017, examenul 113, ne roagă să urmărim modul de reducere la îndeplinirea recomandărilor transmise și una din recomandări este referitor la indicatorul acesta de 57% și îi face revedere expres, anunțându-ne că standardul de ser 1343/1/2006 pentru determinarea cantităților de apă cu ocazia pentru localitățile urbane și rurale, elaborat de Asociația de Standardizare din România, arată că la rețele de distribuție noi, sub 5 ani, se apreciază că pierderile nu vor fi mai mari de 15 ani, 15% din volumul de apă distribuită, iar pierderi mai mari pot să apară cu execuțiile din cauza exercițiilor micuri răspunzătoare, variații tehnice de presiune, materiale cu defecțiuni la rețelele de distribuție existente, la care se efectuează retehnologizări, pierderile pot fi până la 35%, procente mai mari de 35% ale pierderilor de apă sunt considerate anormale și impun adoptarea unor măsuri corespunzătoare. De urmare, ce o sută pe doamna director, de ce în continuare ținem de acest procent 57 și nu arătăm că vrem să evoluăm într-un fel și să scădem cu câteva procente, să ne asumăm, ținând cont că din indicatorii pe care ne prezentăm cu APAS-ul, cifrele de pierdere ar fi totuși un pic mai mici, se duc undeva la 41,5%, nu le se face dacă se ne explicați. Da. Vă explic, procentul de 57% a fost aprobat tot în Consiliul Local. Acum, cu câțiva ani în urmă, la propunerea Acuavasului, o propunere reală, să luăm cont de situația de atunci. Într-adevăr, urmărind indicatorii de performanță, se constată că de la an la an, inclusiv prin acest program de reducere a pierderilor de apă, situația la Acuavas se îmbunătățește. La propunerea dumneavoastră, am putea veni cu un alt proiect de hotărâre prin care să actualizăm această lucrurile. Eu m-am ocupat cu acești indicatori. Dacă parcurgeți indicatorii în continuare, deci aceea este o valoare raportată la valoarea stabilită prin regulament. Da? Dacă parcurgeți în continuare și ajungeți la poziția 2-5 și procent pierdere apă nevalorificată, o să observați acolo la estimări 41 pentru anul acesta, da? Și realizat 34. Dacă parcurgeți în continuare indicatorii, deci același indicator apare de două ori, dar se raportează la valoarea aprobată prin regulament, valoarea maximă admisă, că se numesc indicatori minimali, da? Și parcurgând în continuare, veți vedea același indicator, pierderea de apă nevalorificată, apa nevalorificată cu procentul 34, anul acesta, înregistrat de Acuavas, estimat la 41, cât a fost anul trecut, 41. Eu am înțeles, dumneavoastră aveți o posibilitate, într-adevăr, aveți datele, și stabiliți indicatorii de performanță ai anului 2018, la sfârșitul anului 2018, în funcție de ce ați realizat, în funcție de ce ați consumat. Eu vă propun să gândiți pe termen scurt, așa cum vă evită mediu și lung, vă evită și punctea de conturi, să stabiliți pentru anii următori niște procente care să arate că vrem să evoluăm. Nu putem rămâne în 57%. Eu înțeleg că vă lăsați o masă. Nu este 57%.
7, tocmai asta v-am zis, este estimat programat, produs, 40. Dar nu poate fi greu să schimbați indicatorul ăla pe care ne-l prezentați nouă și ne-l dat afară. Am înțeles ce spuneți. Bun, domnul consilier, am reținut propunerea dumneavoastră. Domnul primar, rog. Domnul consilier, știți că o parte din așa când eram consilier, eram și eu preocupat de o problemă foarte importantă a municipiului Bârlad. Numai că și dumneavoastră constatați că trăim într-o realitate cruntă. Pentru că și acești indicatori sunt în funcție de ceea ce avem. Și acum, zilele trecute, deci dumneavoastră trebuia să anunțăm câștigătorul celui care va executa lucrarea mare din municipiul Bârlad, canalizare și apă. Din trei societăți care care s-au înscris, nu s-a mai prezentat niciuna. Așa că o rețea veche, depășită, de 60 ceva de ani, normal că avem pierderi. Da. Tot legat de pierderi, și eu am constatat și am avut o observație făcută în legătură cu acest indicator și am solicitat, pentru că dumneavoastră vedeți că vin un an în urmă. Nu putem face nimic acum, nu? Și am spus așa, domnul director este prezent aici, că pe noi, primăria și Consiliul Local și pe Bârlădeni, ne interesează următoarele lucruri ca să ajungem tot pe la pierderi. Dacă pierderile despre care vorbiți sau se vorbește se referă la întreaga rețea, în speță de la Cuibul Vulturilor până la intrare în apartament, sau e vorba de un coeficient de pierdere de la Cuibul Vulturilor până la stația de tratare și alt coeficient în municipiul Bârlad și unindu-le deodată atât. Noi am vrea să vedem pe secțiuni cât avem de la Cuibul Vulturilor până la stație și cât avem în oraș, ca să putem undeva interveni, de la e mai mare undeva. Și tot legat de pierdere, am văzut acolo că e un timp de intervenție. Am insistat să lucrăm la intervențiile astea, că sunt toate avarii în oraș și curg cu o timp de ore, nu așa. Și am zis, haide să-l împărțim în două. Timp de intervenție de eliminarea pierderilor, adică te duci și oprești apa, să nu mai curg o oră, două, trei sau o zi, și timp de intervenție pentru remedierea defectelor. Adică una e să oprești pierderea de undeva, de la un robinet sau la o vană, și una să repar toată acolo. Aici erau trecute la un loc. Remedierii 12 ori, dacă am reținut eu bine. Și am și făcut oficial la adresă în acest sens, sperând ca la anul să ne întâlnim cu alte situații. Cert este că, cu tristețe, am constatat că nu s-a prezentat nicio societate. Va trebui să se ia procedura și ia timp pierdut. Nu mai avem forță de muncă. Planificat. Mulțumesc! Dacă mai sunt intervenții din partea dumneavoastră, domnul consilier Răducanu, vă rog. Deci am avut un gând de să constatăm evoluții de la anul la an, iată, am avut procent de 57% și anul acesta procentul mai este de 34%. Întrebarea mea este așa, din acești 34%, cât reprezintă pierderi tehnologice și ce înseamnă acestea și cât reprezintă pierderi de apă în rețea și ce înseamnă pierdere de apă în rețea? Ei, ceea ce am spus eu aici se referă la pierdere din rețea și tehnologie. Domnul director este aici. Poate mai explicit, domnul director. De asta. S-ar putea să fie ceea ce dacă nu sunt contenuși de pierdere. Din programul de 100%, pierderile de apă constau un procent de 36%. 70% este un consum autorizat. Asta care se compune din consumul facturat, efectiv, o regăsim cu facturi, și un consum autorizat nefacturat. Cel autorizat nefacturat este, de fapt, 4,83 care constă în pierderile tehnologice. Adică în stația de tratare, efectiv, pentru a se produce tehnologia așa cum ea a fost gândită, e nevoie de acest aproape 5%. Ne aflăm în situația de a avea 4,88% porturi,
pe care nu le putem cuantifica decât din totalul de 100%, dacă dăm de o parte ce facturăm, ce folosim ca și apă tehnologică, care sunt pierderile admise conform normativ, respectiv traducțiunea de la puii buburilor până la stația de tratare. Este permisă o scurgere, o pierdere de 1%. 1% este permis în fiecare rezervor de tratare. Avem 1 la stația de tratare, 3 la uzină. Erorile de citire pe aparate e cuantificat la 3,7%. Pierderile reale în sistem sunt 21,5%. Ați dorit să știți câte sunt pierderile tehnologice. V-am răspuns, 4,1%. Dacă mulțumim. Dacă mai aveți ceva de adunat. E pierderile tehnologice la stația de tratare 4%. 4,1%. Aproape 3. Aproape 5. Aproape 5. Adică la ție care stația de tratare e nouă acum, nu? Contează. Procesul tehnologic din bune ca la o perioadă bine determinată, noi avem grafice de părinte cele două decantoare suspensionale. Unul se vorește să trece la instalarea lui, unul funcționează. Ăla are 400 de metri cubi. Sunt 6 filtre de cantoare. Prin rotare se vorbesc, se procedează la instalare la fiecare două săptămâni. Altfel ne trezim cu acea avere de bacterii care dorește. Două pierderi, fotos cu pierderea tehnologică duce la 10%. Aproape. Da, vă mulțumim, domnule director. Domnule consilier Modrea. Noi pe zi, tot aici la tehnologice, nu intră numai stația de tratare. Folosim vouă, care are 9 metri cubi. Încărcăm de 4, 5, 6 ori pe zi. Pentru spălarea rețelei de canalizare. Aia este apă tehnologică. În stațiile de epurare avem spălarea de pietre, odată cu trecerea namorului, spălarea lui și tot ce implică tehnologia asta. Înseamnă apă tehnologică. Ca să mergem cu raționament până la sfârșit, cheltuia asta, cine o suportă la pierderea tehnologiei? Noi. Tocmai aici nu are. Asta nu e pe rețea undeva sau un bloc la om, e acolo în stație. Asta nu apare la consumator, consumatorul nu o plătește. Asta o suportă dumneavoastră. Asta o suportă noi, tot ce înseamnă pierderi tehnologice, pierderi pe rețea. Cetățeanul plătește de la contorul, de la limita proprietății, spre proprietate, dacă există pierderi și se înregistrează pe ceas. Restul cetățeanul nu se duc. Da, mulțumim. Și domnul consilier Modrea, vreau ceva de adăugat. Da, referitor la furturi. Am citit în ziar la câteva săptămâni, nu mai știu, multe, că am fost postulat de apă pe casa scării. Întrebarea mea este dacă s-au făcut demersuri și pentru celelalte asociații ca să fie scoși pozitorii de apă pe scară pentru a deveni furturi de apă. Dacă vreți să răspund eu, dacă nu, domnul primar, ne-am avut acum două săptămâni pentru întâlnire cu asociații de aici, o dezbatere pe mai multe teme, inclusiv asta, dar vă spun că la momentul ăsta avem cam 200 de scări de bloc din 800 care au contorizarea pe verticală și asta este grație legislației de până în 2016. Care a permis contorizarea pe orizontală la blocuri cu acceptul a jumătate plus unul din locatari. Legea modificată în 2016 nu mai permite decât acordul tuturor locatarilor. Și asta este un blocaj fantastic pentru că în fiecare scară de bloc cel puțin unul bloc și mai sunt apartamente nelocuite pe care oamenii care nu le pot. Aveți alături de ei în dorința de a
elimina pierderi, pentru că efectiv în această metodă elimina mare pierderi, mare. Aparatele de măsură și contorizare sunt performante? Da, ele sunt în clasa C, sunt verificate, cum spune norma meteorologică, din momentul care s-a cumpărat 2 ani de zile are verificarea meteorologică valabilă, după care intră în laborator pentru verificare și atunci se dă un termen de 7 ani de zile, după, ca și cum fi un rodaj, da? Se dă 2 ani, după care se dă 7 ani de zile. Da, domnul consilier Gulea, vă rog. Sigur că noi trebuie să facem presiuni pentru a emisi apa și bineînțeles că profit prețul mai mic. Dar ne-am uitat că de la apă se duce acum și așa s-a întâmplat și cu apă. Am făcut o presiune atât de mare încât o să fost după noua presiunea de stație a societății, dar aproape dublu. Părerea mea, ceea ce conduce domnul director cu la Covas, este o chestie umanitară în afară de, de preț, fiindcă eu, cel puțin din punctul meu de vedere, văd că și la 12 noaptea se intervine la apă, se intervine așa cum știm toată lumea, că situația conductelor sunt învechite. Adică să nu trecem panța aia, trebuie să vrem ceva mai mult, că până la urmă pierdem și asta. Eu, din punctul meu de vedere, chiar îmi pare rău că gunoaile care se luau la oameni, chiar dacă erau de la capul și de la, eu știu ce aveau în curte, acum s-a schimbat treaba. Acum, la apă, o să fie problema aia. Dacă vine, ferească Dumnezeu, să zice o societate, zice, dom'le, eu îți dau ca la turci jumătate de litru, jumătate de celălalt trebuie să-l plătești și eu. Ce? Eu constat aia. Da, vă mulțumim. Dacă mai sunt intervenții din partea dumneavoastră, dacă nu supunem la vot proiectul numărul 10. Cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă? Abțineri? Un vot împotrivă? Hotărârea a fost adoptată. Mergem mai departe. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor și activităților întreprinse de SECE Apa Oase Savaslui, sucursala Burla, în anul 2017, cu privire la programul de măsuri privind reducerea pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apa municipiului Burla. Avizul comisiilor. Comisia de Mediu. Aviz favorabil. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Buget. Favorabil. Și Comisia Juridică. Favorabil. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, dacă nu, vă rog să spunem la vot. Cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă? Abțineri? O abținere, 20 de voturi pentru hotărârea a fost adoptată. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii bunurilor realizate de SECE Apa Oase Savaslui din redevența pe anul 2017 în domeniul public al municipiului Vârlar și darea în concesiune a acesteia. Comisia de Urbanism, Comisia de Buget și Comisia Juridică. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă? Abține? 21 de voturi pentru. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici, precum și execuției obiectivului de investiții sistem paracosnet la școala gimnazială Stroie Beloescu. Avizul comisiilor. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Cultură. Aviz favorabil. Comisia de Buget. Aviz favorabil. Și Comisia Juridică. Favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă? Abține? 21 de voturi pentru. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici, precum și execuției obiectivului de investiții, instalații de paratrăsnet la școala gimnazială George Tutoveanu. Avizul comisiilor. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Cultură. Comisia de Buget. Și Comisia Juridică. Dacă sunt discuții din partea dumneavoastră, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 21 de voturi pentru. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici, precum și execuției obiectivului de investiții, instalații de paratrăsnet la Colegiul Național Gheorghe Roșca Codreanu. Avizul comisiilor, Comisia de Urbanism, aviz favorabil. Comisia de Cultură, Comisia de Buget, aviz favorabil. Și Comisia Juridică. Intervenții din partea dumneavoastră, dacă nu, vă rog să spunem la cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă? Abține? 21 de voturi. Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre
pentru modificarea și completarea planului anual de investiții pentru anul 2018 cu finanțare din Fondul de Dezvoltare și Fondul de Redevență, propus de SC Acuavase Sabasului, sucursala Bârlad, din hotărârea Consiliului Local Municipal Bârlad, numărul 66 din 7 martie 2018, cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea bugetului local pe anul 2018. Avizul comisiilor. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, dacă nu supune la vot. Cine este pentru, domnul consilier? Împotriva? Abține? 21 de voturi pentru. Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor de amplasare hidrant în strada Fagului, numărul 3, loc de 1-8, racordat la rețeaua de apă potabilă a municipiului Bârlad. Avizul comisiilor. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, dacă nu sunt intervenții. Cine este pentru? Împotriva? Abține? 21 de voturi pentru. Proiectul numărul 18. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren către Delgaz Gridesa în municipiul Bârlad pe perioada executării lucrărilor de modernizare, locuire, extindere și branșamente electrice. Avizul comisiilor. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Favorabil. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 21 de voturi pentru. Proiectul numărul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea lipirii imobilelor cu numerele cadastrale pe care le aveți în față. Avizul comisiilor. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 21 de voturi. Proiectul numărul 20. Proiect de hotărâre pentru modificare și completarea articolului 3 din hotărârea Consiliului Local Municipal Bârlad, numărul 143 din 18 mai 2018, privind aprobarea schimbării destinației imobilului, clădire și teren, în care a funcționat grădinița cu program normal numărul 14, situată în municipiul Bârlad, strada Gheorghe Doja, numărul 2. Avizul comisiilor. Comisia de Mediu. Aviz favorabil. Comisia de Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Deci da. Și Comisia de Cultură primă. Nu este trecut aici, îmi cer scuze. Comisia de Cultură. Aviz favorabil. E vorba de Casa Acuză. Nu, Casa Acuză. Nu, e vorba despre posta de schimbul, m-am exprimat acum. Știi că știu, dar de Casa Acuză. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru, domnule consilier? Împotrivă? Abține? 21 de voturi pentru. Proiectul numărul 21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei de priorități în vederea închirierii locuințelor sociale și convenabile din municipiul Bârlad pentru anul 2019. Avizul comisiei juridice. Dacă sunt discuții din partea dumneavoastră, avem buletin de vot. Supunem la vot proiectul în ansamblu său. Cine este pentru, domnule consilier? Și împotrivă, abține 21 de voturi pentru. Proiectul numărul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru o locuință socială din blocul 1, strada Victor Ion Popa, numărul 8. Avizul comisiei juridice. Dacă sunt discuții din partea dumneavoastră, dacă nu, avem buletin de vot. Proiectul în ansamblul său. Cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă? Abține? 21 pentru, domnul consilier. Proiectul numărul 23. Proiect de hotărâre privind programul și devizul estimativ al activităților culturale artistice din luna decembrie 2018. Avizul comisiilor. Cultura. Comisia de Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Dacă sunt discuții din partea dumneavoastră, vă rog, domnul consilier, cu direasa. Domnul director Mițu, cum este aici? Nu, domnul director Mițu m-a sărcinat cu ghilimele de rigoare și se bine. Ce ce trebuie de legare să ați domnul Mițu? Nu m-a cunțat așa de spate. Ghilimele sunt de domnul Mițu. Mă rog, domnul Mițu,
Dar mă bucur încă o dată că și avem ocazia aceasta să premiem sportivii școlari și vreau să fac mențiunea că nu sunt degeaba școlari, fiindcă grupul școlar sportiv alături de celelalte instituții școlare din orașul nostru au rezultate destul de bune și frumoase, în special la lui Primul, pe care avem o tradiție destul de bunătate. De asemenea, văd și școala Manorașii Păstație Ureanu, la Rivital, care a fost la turneul final cu medalie, gimnastele noastre și liceul pedagogic Ioan Popescu. M-aș bucura, de asemenea, în afară de atletism, și la atletism, de asemenea, avem rezultate, m-aș bucura să mai văd și alte sesii în acest cadru organizat școlar, pentru a repartiza corespunzător fondurile pe care le avem. Și știți foarte bine, chiar cu dumneavoastră am discutat, doamnă vicepreședintă, legat de acei bani pe care trebuie să-i distribuim, chiar și spre ONG-uri care nu au legătură cu activitatea acestor copii, dar pentru grupul școlar sportiv și pentru școlile din orașul nostru, trebuie să ne aplicăm cu mai multă atenție și să distribuim majoritatea sumelor pe care le distribuim. Mulțumesc! Da, dacă mai sunt intervenții, vreau domnul consilier Sârbu. Vreau să știu dacă s-a stabilit ora, la unul de prezențe cu domnul Sârbu, la ce oră se va desfășura această activitate, dacă a trebuit cu comandă? La ora 11, deci între 16 și 10. Da. Așa că o să punem să ne din 1990, Soamnea, dar nu reușește. Era stabilită inițial o altă oră, dar am discutat cu cei care realizează programul artistic și acum sunt 16 decembrie, de la ora 11 la această. Da. Dacă mai simt intervenții din partea dumneavoastră? Licenții să nu mai amenințe cu ziua națională. Amenințe doar cu ziua națională, nu mai facem. Să punem la vot. Domnule președinte. Amenințe cu ziua. Cine? Să mai lăsăm. 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 Să de participare la vot, după că vreau să am dosat. Proiectul numărul 24. Vă rog, doamna mamă. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de parteneriat dintre Inițiativa Tinerilor pentru Modernizarea României, filia Bârlad și Municipiul Bârlad, prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, în vederea desfășurării proiectelor Seara de Carte, Educație Sanitară, Șezătoare. Avizul comisiilor. Comisia de Cultură. Comisia de Buget. Comisia Juridică. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru domnul consilier? Împotrivă, abține, 21 de voturi pentru. Proiectul numărul 25 este retras. Mergem la proiectul 1 peste ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare în piața Sfântului Ilie din Bârlad a unui teren pentru amplasarea unui aparat tip automat pentru comercializarea diferitelor produse alimentare. Avizul comisiilor. Comisia de Mediu. Aviz favorabil. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Buget. Aviz favorabil. Și Comisia Juridică. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă, abțineri, pune participare la vot. Două de participări la vot, hotărârea s-a adoptat. Proiectul numărul 26. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință și al președintelui de rezervă al Consiliului Local Municipal Bârlad pentru ședințele din luna decembrie 2018. Avizul Comisiei Juridice. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru, domnul consilier? 21 de voturi pentru.
Vă mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții din partea dumneavoastră, domnul consilier Sârbu, vă rog. O rugăm, este o întrebare către domnul primar. Domnul primar, la ultima ședință ordinară am votat acordarea titlului de cetățean mare și titlului militar și mi-ați promis că, în prima ocazie, vom face și înmânarea propriu-zis în fața. Sunt în echipele de durare și nu au reușit să mai ar. Domnule... Când am votat, se nimeni. Reiterez invitația pentru dumneavoastră, o să consiliez. O să răspund în principiu la acestui dumneavoastră de a participa la activitate pe care noi am organizat-o, cu noi, Primăria și Consiliul Local, de Ziua Națională României, 1 decembrie. Tot atunci am găsit de acord cu domnul comandant al garnizoanei Brâlar, ca titlurile să le deținăm atunci în cadrul activității pe care o desfășurăm. Așa că vă așteptăm în 1 decembrie, fără culoare politică, împreună, în Ziua Națională. Dar la ce noi este teama să nu mai reiniță deturarea frapezilor? Poftim? La Focșani. Nu la Burlar. La Focșani. Informațiile pe care le-am luat, mă la Focșani. Da, domnul consilier, mă rog. Aș dori ca pe viitor proiectul de rectificare de buget să fie votate pe anul din următoarea de zi, fiindcă, azi o să întâmplă, avem de proiecte unde să n-ați găsit în contradicții. Și de-aia, după aia, veni și spune, stai de un exemplu, votat rectificarea de buget, nu mai putem face nimic. Dar am zis că dumneavoastră ați mai uitat, acum am o gândire, a fost ceva, nu a fost ceva. Am reținut. Da, domnule,